noi chiar trebuie să ne lăsăm numai pe mâna angajatorilor? Eu asta întreb pe oameni din IT. Băi, oameni buni, noi chiar trebuie să... Adică directorul de HR știe ce e bine pentru mine și în stânga, și în dreapta, și în sus, și în jos. Nu există așa ceva, nu vă spun. Exact. Pentru că interesele noastre, ca breazdă socioprofesională, cu interesele investitorilor din aceeași breazdă socioprofesională, nu întotdeauna coincid. Uite, sunt exemple aici. Cum arată reglementarea muncii remote? De exemplu, câte ore pe zi ai voie să mă ții în ședințe, și să mă ții online? Câte, în baza cărei legi sau în baza cărei înțelegeri mă forțez să am camera deschisă? Noi avem deja acum construit un fel de contract standard al nostru, pentru că, repet, încercăm să impunem ușor, ușor, dacă nu neapărat încă un standard minim la nivel de sector, dar măcar o gândire unitară în ceea ce înseamnă drepturile și beneficiile angajaților, care conține elemente care țin de contractul individual de muncă, elemente care țin de timpul de muncă, da? Adică cum se întâmplă, când se întâmplă, o muncă suplimentară și așa mai, tot ce ține de special de specificul sectorului nostru, muncă în ture, cum sunt tratate situațiile astea, tot ce îți poți imagina, da? Mai apoi protecția socială. Atenție, nu suntem un sector ferit de turbulențe. Am auzit timp, la plecat, ei au venit, ea, dar ce se întâmplă în momentul ăla cu mine? Da? Și negociem în general pachetul nostru standard, să zic așa, e un număr X de salarii compensatorii care se acordă în funcție de vechime în companie și vârstă și mai nou am adăugat, da, suportarea de către companie a unui curs de reconversie profesională. În valoarea, în diferite valori, de, în special ne ducem către salariul mediu pe unitate. Da? Mulți au zis, bă, eu vreau ca job separat să fac fotografie sau să fac nu știu ce. Și am oferit posibilitatea asta. Da? Deci pachetul, parte de pachet social, tot ce înseamnă chestiunea asta, elemente care țin de comisiile disciplinare și comisiile de necorespundere profesională. Și apoi intrăm în chestiuni foarte specifice, da? Delegare, detașare, prime beneficii, da? Primele, cum se plătesc, da? Cum se plătește munca suplimentară la noi, disponibilitatea, on call, cum îi spunem noi, on call, exact. Da, munca de weekend, da? toate le luăm la mână, da? Ce fel de beneficii minimale, standard există, că le pot exista, da? Compania oferă tot felul de, cum spunem, incentives, da? Primă de performanță, de participare la profit, de temiri și alte lucruri. Și noi spunem, ok, nici fel de problemă, rămân, pentru că voi le dați în condițiile voastre sau dacă se întâmplă X criterii. Dar înainte de asta trebuie să vedem puțin ce se întâmplă la nivel de ce avem standard inclus sau nu în pachet. Construim un pachet. Corect, da? Corect. Apoi partea de concedii, partea de concedii medicale, cam tot ce poți imagina că ține de relația de muncă, încercăm să creionăm în acest standard minim. Salarizare, evident. Și aici vreau să mai adaug un aspect foarte important. Eu, din păcate, din fericire, am atins borna celor 40 de ani. Da? Noi am fost ușor deschizători de drumuri. Exact. În sectorul ăsta. Noi l-am atunci s-a născut, după am colegi, de exemplu, în sindicat care au 20-25 de ani vechime. Noi am înțeles un fenomen. Va exista un schimb de generații cândva. Când te așezi la o masă de negocieri, când intri în teme complicate, de exemplu, vreau să ne indexați salariile cu rata inflației pentru că acum e 16%. Un buget de 16% de majorări salariale este de 3 ori cât este bugetul mediu pe sectorul IT de când a fost înființat sectorul și până acum. Adică tu spui că s-a dat 5%. Cam asta e bugetul mediu pe sectorul nostru. Mediu, bun, că e mai mult, mai puțin. Așa este, asta mediu. Știu și eu că am trăit. 5-6% majorare. Cum să se așeze 3 oameni la masă și se spună domnei companiei, directorului, discutăm un pic și despre raportul management local, management superior, pentru că e important pentru oameni să înțeleagă și ce poate să facă un management local și nu poate să facă un management local, dar cum să ne așezăm noi trei indivizi, chiar și intenționați până la urmă, că cine nu trebuie neapărat să fie alegeri. Exact, da? Ce putere de reprezentare. Nu mai vreau 5 anul ăsta, nu să vreau 16, pentru că așa ceva nu se poate întâmpla decât dacă faci lucrurile de o manieră coordonată. Ce încercăm noi să facem? Și aici un lucru pe care vreau să-l punctez, în special pentru ascultători. Am inversat raportul de putere. Florentin e președinte, dar nu are nicio putere. Eu nu pot decide că semnez un contract colectiv de muncă. Okay. Nu am voie prin statutul meu. Singurii care pot decide sunt majoritatea membrilor. Eu negociez cu tine până în punctul ăsta, cu echipa din jurul meu, da? Okay. Care sunt angajați din companie. Da. Negociați cu partea cealaltă. Până în punctul X. Dom'le, avem o ofertă pe masă pusă. Dragi colegi, asta este oferta. Ce părere aveți despre ea? Prin faptul că suntem organizați într-un sindicat, și asta e o diferență majoră, prin faptul că avem la dispoziție instrumente și electronice și așa mai departe de administrare acestei structuri mari, prin faptul că căutăm oameni în toate zonele, căutăm să surprindem diversitatea unei companii, toate grupurile, indiferent că discutăm de un grup de proiect, un grup acelor care muncesc de acasă, al femeilor, oricum ar fi, toate grupurile să fie bine reprezentate în echipă, corect, astfel încât să surprindem esența întregului, el poate să fie uneori un puzzle. Ce e cel mai important pentru mine ca așa? Ce mi-aș dori să se întâmple ca așa angajat? Asta poate să fie un puzzle pe care noi îl construim și îl punem pe masă la o negociere. E,
Unde ajung cu negocierea asta? La final mă întorc înapoi către oameni. Ei hotărăsc. Nu zice Florentin, s-a înțeles cu Doru, au semnat băieți, uitați cum se întâmplă tradițional. Asta se întâmplă. Tocmai de asta am fost noi altfel. Pentru că am spus, eu mă duc la masă și spun, dragă management, foarte, mie îmi pare că nu e bună oferta. Sau îmi pare că e bună, sau nouă ne pare că e bună. O putem să ne exprimăm o opinie. Dar cu siguranță nu putem decide asupra ei. Așa cum voi ca management local trebuie să mergeți la global, la unde am înțeles. Exact. Așa, să vă luați aprobările necesare, eu trebuie să-mi iau de la oameni. Ei, când ai implicați într-o structură minim, că legal trebuie să fie minim jumătate plus unul ca să putem să negociem, dar noi avem procentaje de 60-65%. Din numărul de angajați. Da. Ei, când întreb 65% din oameni, păi, ți-e ok oferta asta? Îți place? E ok? Și trebuie să avem majoritate simplă, lucrăm cu majoritate simplă, trebuie măcar jumate din numărul de membri să spună că da, sunt de acord, puteți asta să semnați. Asta e statutul vostru, așa ați hotărât voi. Puteți să semnați. Ei, abia atunci pot să-ți fac.